dimineața, dragi prieteni! Mă bucur să vă revăd pe canalul Super Alex Channel! La voi a venit Moș Nicolae! La mine a venit și am primit o grămadă de cadouri! În primul rând, eu mă bucur foarte mult că mi-a adus ceea ce mi-am dorit foarte mult timp! Plușările trolii! Mi l-am dorit foarte mult pe Tiny Diamond, încă este preferatul meu din colecție, dar este preferat pentru că strălucește și îmi plac lucrurile care sclipesc. Și pe Ciot mi l-am dorit foarte mult, fiindcă are părul albastru, iar albastru e culoarea mea preferată. Amândoi sunt foarte frumoși. Am primit și multe dulciuri. Am primit și un ou Kinder cu Moș Crăciun, exact de care mi-am dorit. Oare cum știe moșul tot ce ne dorim? În ghetuțe am primit o mulțime de lucruri. Ei bine, am și două bărguțe care nu ne reprezintă că am fost obraznici, dar care ne atenționează să fim mai cuminți. Să știți că eu am învățat o poezie pentru care Moș Nicolae să mi-aducă cadouri special pentru Moș Nicolae. Am învățat-o, pot să vă o zic. Se numește În așteptarea lui Moș Nicolae. Mi-am așezat ghetuțele la geam, acum aștept, răbdare nu mai am. Oare când vine moșul? Nu mi-a spus. Și cum o să urce aici la mine sus? Are o scară pe care urcă la etaj și dacă o să scape din bagaj, tocmai cadoul pe care mi-l doresc, cum să fac ca să fiu sigur că-l primesc? Cum? Nu m-am gândit. El tot la ușă vine, așa că te rog frumos, încuiată, nu o mai ține. Mai bine, mamă, îl aștept în prag și îl întâmpin eu pe moș cu drag. Aceasta a fost poezia pentru care cred că Moș Nicolae mi-a adus toate cadourile astea. Ei bine, eu sper că și voi sunteți foarte fericiți. Și sper că v-a plăcut acest videoclip și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like de sărbători și să vă abonați! Pa, pa!